transmis dragilor noștri invitați de astăzi să revinem în universitate peste 3 săptămâni atunci când vom marca acest important eveniment. Ziua de astăzi, fără îndoială, este o zi când are întâlnim cu bucurie pe cei peste 4.500 de studenți ai anului întâi, cărora le spunem bine ați venit în Universitatea Politehnică din București. Desigur, cunoscând bine universitatea noastră, vă primim cu bucurie și vă spunem, dragi studenți, că n-ați greșit bătând la porțile acestei bătrâne, dar în același timp mereu tinere universități, pentru că aici regăsiți deopotrivă tradiția unei școli vechi pe care au scris-o generații importante de profesori și de studenți, pe care suntem foarte mândri să împucăm de sus de câte ori vorbim de tradiția universității noastre, dar, în același timp, nu putem să trăim doar din istorie, suntem conștienți că generațiile de astăzi, profesori și studenți ai Politehnicii, trebuie să scrie istoria de astăzi a Politehnicii și să poată contribuie la dezvoltarea permanentă societății prin școală. Eu de-a spune atât de frumos. Prin școală se înalță țara. Și eu cred foarte tare că avea dreptate. Era corectă aprecierea și astăzi, în atâtea ani, chiar rămâne la fel de adevărat. Suntem conștienți din acest punct de vedere de responsabilitatea care ne vine nouă ca școală, nouă ca universitate care v-am primit pe voi cei peste 4.500 de studenți ai anului întâi, alături de celelalte generații de studenți, care faceți ca Politehnica să fie universitatea celor aproape 227.000 de studenți. Ne bucurăm pentru succesul fiecăruia dintre voi și, fără îndoială, suntem triști atunci când, dintr-un motiv sau alta, nu înregistrați un succes în activitatea pe care desfășurați în universitate. Rolul școlii este, fără îndoială, să vă formeze într-o profesiune. Și faptul că ați obținut, ați optat pentru una sau alta din cele 13 facultăți ale Politehnicii, este o dovadă că deja știți care este direcția care vreți să mergeți. Dar cred că rolul școlii nu este numai acesta. Este unul mult mai amplu. Este acela de a vă pregăti pentru viață. Și nu se poate, pentru că pentru acest capitol nu avem neapărat niște ore în curriculum, dar aceste rezultate ni le dorim și ele se obțin din dialogul permanent dintre studenți și profesori. De aceea, dragi studenți, vă invit să profitați de acest dialog cu profesorii voștri. Și, în aceeași măsură, îi invit pe colegii profesori să manifeste toată deschiderea și toată disponibilitatea către generațiile de studenți pe care îi avem în universitatea noastră. Ne dorim la fiecare început de an să fie un an mai bun decât precedent. Ne dorim și anul acesta să fim mai performanți decât am fost anul trecut. Performanța o văd, în primul rând, în modul în care ne construim relația aceasta dintre profesori și studenți, pentru că de ea depinde puterea noastră de a transmite către generațiile tinere competențele de care generația tânără are nevoie ca să se dezvolte și personal și în cariera profesională. Dar poate că ne dorim mai mult decât în anii precedenți, pentru că acesta este trendul în care tot învățământul superior din toată lumea merge, ne dorim să dezvoltăm un învățământ al inovației, un învățământ în care creativitatea se ceapă din loc. Așa vă invit, dragi studenți, să folosiți capacitățile pe care le-a dat Dumnezeu și să gândiți în fiecare zi această capacitate ca, într-adevăr, după ce terminați facultatea, dar știți pe muncile ei, să fiți inovatori. Să fiți inovatori în tot ce faceți.
să vă dezvoltați capacitatea de a crea, pentru că omenirea poate spera în mai bine în funcție de această capacitate a creării dumneavoastră ei. Ceva spunea odată și cred că de asemenea are dreptate că inteligența este singura resursă inepuizabilă. Prin excelență, instituția noastră are această șansă să aibă o concentrare de inteligență fantastică pe pentru pătrat sau în toate spațiile ei. Este păcat să nu folosim această resursă fantastică pe care o avem. Ne străduim ca universitate să ne dezvoltăm și noi puțin ceea ce face codul profesorat prin sarcinile pe care le are, să ne dezvoltăm mult spre activitatea de cercetare științifică. În ultimii ani, dacă ar fi să raportăm proporția resurselor pe care le atragem din activitatea de cercetare, ele fără îndoială sunt considerabile. La nivelul execuției bugetare anului 2007, Politehnica din București a atras 41% din bugetul ei din activitatea de cercetare. Este o proporție importantă. Nu ne dorim să rămânem aici, ne dorim să creștem, chiar dacă, legat în urmă, ne dorim să crească și resursele care vin prin finanțarea de bază și care reprezintă astăzi care reprezintă la nivelul de asemenea rapului 2007 sub 30% din bugetul politehnic. Dar am făcut referire la activitatea de cercetare pentru că, într-adevăr, aici se produce cunoașterea, aici se produce creația. Și vreau să fac apel, deopotrivă și la colegii profesori și la studenți, să facem echipe mixte în așa fel încât întotdeauna prin produsul cercetării științifice, prin lucrările pe care le promovăm în revistele prestigioase din lume, să creștem nu numai imaginea universității noastre, dar să contribuim într-o măsură importantă la creșterea imaginii României în lume. România astăzi, după un tratament pe care l-a făcut o prestigioasă instituție care se ocupă de acest domeniu, pe vorba de Thomson, ocupă locul 42 prin proporția de lucrări științifice promovate. Eu cred că putem mai mult decât atât. Și sunt convinsă că pornim și în acest an universitar cu speranța că la sfârșit, atunci când vorba lui Marin Sorescu, la sfârșitul anului, vine o vreme, să tragem o linie și să adunăm, cred că vom avea ce ar vrea. Nu pot la acest început de an decât să urez de obiectivă succes și studenților și profesorilor și să doresc universității noastre să aibă un an în care performanța să fie principala noastră preocupare. Și adresându-mă studenților din anul întâi, mi-aș ruga să-mi permită, ministra fiind, să fac aici în fața dumneavoastră o experiență pe care a făcut un profesor de filozofie într-o altă universitate și într-un alt timp.